Bună ziua, dragi prieteni! Iarăși ne vedem. Să vedem dacă YouTube-ul restricționează și video-ul ăsta. Dacă restricționează, înseamnă că are o problemă cu mine, nu cu conținutul meu. Și este cum am zis eu, că probabil am luat aripi și vrea să mi le mai reteze. Vreau să vă arăt, să facem un mic tur al orașului, al zonei centrale, al orașului Ineu, județul Arad, orașul meu natal și actual. Am rugat-o pe Melissa să mă ajute, pentru că nu puteam să și filmez, să și conduc. Și haide să vă arătăm ce frumos este. Este un fenomen care se întâmplă o dată pe an, și anume pe strada Republicii. Sunt trei coloane de corcoduși ornamentali care sunt înfloriți și au o culoare superbă de roz. O să vedeți, rămâneți cu noi până la final și o să vedeți ceva frumos. Haideți la drum! După cum v-am spus, când m-ați întrebat, locuiesc în orașul Ineu. Este un orășel mic, de 10.000 de locuitori, dar este locul unde m-am născut și cred că nu aș putea să plec de aici. Și pun așa Melissa centura, că nu ne bruieze. Da. Deci vă spuneam, este un orășel de 10.000 de locuitori, dar este destul de cochet, de drăguț, spun eu. În vestul țării, în județul Arad, pe Valea Crișului Alb. Acum intrăm în zona centrală. Am venit dinspre locul unde am eu domiciliu, locuința. Aici se poate vedea în dreapta Biserica Ortodoxă și uitați ce magnolii frumoase, ce magnoliu. O să focalizez un pic. Deci Biserica Ortodoxă a orașului. O să luăm în dreapta spre Peco. Vă arătăm din partea aialaltă. Aici este un sens giratoriu. Aceasta este Biserica Ortodoxă. Populația este preponderent ortodoxă, dar avem și neoprotestanți. Avem vreo 6, 7, poate chiar 10 biserici de diferite culte. Eu, după cum știți, sunt creștin ortodox, dar nu e nicio problemă, nu avem o problemă cu celelalte culte, doar le-am pomenit. Cam până aici se întinde zona centrală, de aici încă un kilometru este ieșirea spre Moneasa. Este tot orașul Ineu. Aici este parcul copiilor la spatele bisericii. O să vă arăt și parcul mare. Trebuie să fiu atent și la pietoni, să nu fac abstracție, să nu fiu obișnuit cu filmările. Că, după cum vă spuneam, este sensul giratoriu din centrul orașului. Aici este școala cu clasele 1-4 și biblioteca orașului, recent renovată. Școala este în spate. Aici urmează hotelul central. Priviți ce magnoliu frumos și acolo. Hotelul Moara cu noroc. Aici, pe, după cum v-am mai spus eu, pe aceste locuri s-a desfășurat acțiunea romanului Moara cu noroc. Ați auzit de Lică să mă dău. Aici este primăria orașului și Consiliul Local, o clădire foarte frumoasă, recent renovată. Casa de Cultură a orașului.
Și aici să vedeți splendoare, focalizează numele Sapă. Ce bulevard frumos, ce pomi ornamentali care acum sunt cei mai frumoși când sunt în Florița, este școala generală cu clasele 5-8. Dar uitați aici ce priveliște avem. Ce tunel de flori roz, care din păcate sunt cam pe terminate, de aceea n-am vrut să ratez momentul și să vă prezint și dumneavoastră această imagine frumoasă. Aici avem baza sportivă, terenul de fotbal al echipei locale, CSI-Neu. Aici în stânga, dar o să ne întoarcem și o să vedeți mai de aproape, este Spitalul Orășenesc Ineu. Stăm puțin că vine și o ambulanță, dar cred că o să ia la spital, da? A spus, nu este un oraș super mare, dar este cochet, este îngrijit. Aici parcul central din Ineu, am omis să vă arăt. Aici este stația Lucoil și lângă stația Lucoil este sediul poliției orașului Ineu, locul unde îmi desfășor eu activitatea. Aici sunt niște blocuri ANL construite, sunt vreo 8 blocuri ANL. Bisericuță foarte frumoasă din lemn, construită de vreo 5 ani, cred. Spitalul Orășenesc Ineu. Pune meni să iară pe... Și iarăși acești corcoduși ornamentali, care sunt o splendoare. Din păcate nu rezistă mult florile decât cam o săptămână. Parchetul de pe lângă judecătoria Ineu. Poșta, oficiu poștal Ineu. O să mergem să vedem și cetatea Ineului, care datează de pe vremea Imperiului Otoman și legenda spune că chiar însuși domnitorul Mihai Viteazu a poposit în acea cetate. Aici pe terenul de fotbal există un arbore de tisa care se spune că datează din acele vremuri, dar nu s-a văzut din cauza sălii de sport. Aici este iarăși parcul din zona centrală. Se poate vedea biserica ortodoxă. În stânga să focalizez Melissa și pe biserica catolică. Aici este o clădire care este printre cele mai vechi din Ineu. Clădirea fostului cinema Ineu. A fost și ea renovată, dar de vreo 10 ani sau a început să se mai degradeze din nou. Acum vom trece peste râul Crișul Alb, care, după cum v-am spus, trece prin localitatea noastră. O să arăt un pic, veni să se vadă și... Puteți vedea acolo, jos. Aici un monument istoric, care zic eu că este foarte frumos. O să și trag pe dreapta să poată Melissa să vi-l prezinte. Cetatea orașului Ineu, care acum este într-un amplu proces de restaurare pe fonduri europene. Interioarele am înțeles că sunt gata. Acum vor trece la exterior, au înlocuit și acoperișul pe toată cetatea. Deci se
se mișcă în orașul Ineu, se mișcă treburile. Ce părere aveți? Este frumoasă cetatea noastră. Aici în stânga avem liceul, colegiul de fapt, Mihai Viteazu, al orașului Ineu, clădirea galbenă. Aici în stânga avem conacul Sava Brankovic, Sfântul Sava Brankovic. Este o clădire restaurată, clădire destul de veche, dar este restaurată. Este foarte frumoasă, este și hotel și restaurant. Să ne tracem pe strada aia altă și să mai vedeți cetatea și din partea aia altă. Aici este Calea Traian. Aici mă duc și la microfermă. Când merg. Orașul este mult mai întins, dar că mai interesantă este zona centrală și mai avem o zonă destul de interesantă. Dealul Viilor, unde sunt trei rânduri de case de vacanță și vii, unde ineoanii la sfârșit de săptămână merg la o clisă friptă, la un grătar. Mulți ineoani au și acolo câte o casă de vacanță. Noi le zicem colne și două, trei rânduri de vie sau cinci rânduri, opt rânduri. Alții și le-au scos via și au pus livadă. Aici, în incinta cetății Neu, își desfășoară activitatea și liceul Sava Brankovic. Se pot vedea clădirile. Aici este clădirea de ateliere, este un liceu de meserii, mai mult. Și aici puteți vedea cetatea și din partea din spate. Dar dacă o să se termine cu renovarea, o să fac un vlog chiar și din interiorul cetății, pentru că o să fie deschisă publicului. Dar și conacul, ce frumos se vede. Că nu este chiar terminat, în spate mai se lucrează la el. Dar se organizează și aici mese festive și multe alte activități. Cam acesta a fost periplul nostru prin centrul orașului Ineu. Pe casă, o lăsăm pe Melissa. Uite aici Crișu. Mai arată-ne Melissa. Crișu alb. Îi zice Crișu alb datorită faptului că trece prin brad, unde se spăla mai de mult aurul. Și în momentul când se spăla aurul, venea așa de culoare alb deschis. Sper că v-a plăcut plimbarea noastră. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem cu următoarele video, sperăm cu fătări liniștite, fără probleme. Abia așteptăm să vedem ieduții, culorile, purcelașii. Aveți ce vedea, rămâneți aproape. Sănătate!